Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de POV Car Vlog. Astăzi avem cu adevărat un subiect pe care știu că l-așteptați pentru că l-am menționat în episodul anterior, unde am vorbit de Glovo. Seria asta se bazează pe locurile mele de muncă, pe unde am încercat eu să câștig ceva bănuți. Întrucât în episodul anterior ați aflat că am fost la Glovo, astăzi o să aflați că timp de 6 luni, cred că aproape 7, deci de pe 16 ianuarie până pe la finalul lui iulie, eu am fost angajat ca pompier, mai exact ca servant pompier. O să vorbim despre ce am făcut acolo și ce înseamnă să fii servant pompier, câteva faze amuzante și faze nașpa, deci stați până la final că o să aveți parte de o experiență destul de interesantă, zic eu. Pe lângă asta, în episodul viitor vă propun să vorbim despre faptul că m-am angajat ca agent de vânzări, deci mai am ceva de povestit. Am fost, să zic așa, comis voiajor și am încercat să vând aspiratoare prin casele oamenilor. Băi, și credeți-mă că și acolo am ce să vă povestesc, întrucât vă invit să apăsați încă de pe acum pe butonul de like dacă vreți cât mai rapid să apară episodul nou din această serie. Eu vă propun să stabilim împreună o dată, și anume în fiecare sâmbătă la ora 9 dimineața să apară un episod de genul ăsta, dar să facem ceva diferit dacă se strâng 1000 de like-uri, să apară de vineri seara, gen cu câteva ore mai devreme. Ce spuneți? Aștept părerea voastră în comentarii și putem găsi și alte variante dacă voi aveți alte propuneri. Gata. Nu mai vorbim, îi dăm drumul și începem să povestim. Hai să punem aici frumos să se vadă harta. Sper că este bine poziționat GoPro-ul. Am niște emoții așa pentru că încă nu pot să-l accesez să văd exact ce filmează. Nu am acces la Wi-Fi să văd screen mirroring-ul sau să văd aici pe ecran. O să ar fi oricum imposibil, dar oricum nu merge. Ok, da, mă băieți, deci am zis că pe 16 ianuarie anul trecut m-am angajat ca pompier. Poate vă întrebați cum am ajuns eu acolo. Păi, în momentul în care a venit Gizek în București, mai exact, nu știu, cred că prin noiembrie sau octombrie, ceva de genul, a zis să ne reunim. Gizek este un foarte bun prieten al meu, știți probabil cei care vă uitați la seriile vechi cu jocuri, când ne jucam GTA 5 împreună și așa mai departe. Iar Gizek a zis să ne reunim, să strângem și pe Niță, să facem gașcă și mai mare cu Vlad, și a venit Niță la mine acasă, hai să lăsăm pe băiatul ăsta. Și îmi zice el, bă, Linkule, eu m-am angajat. Bă, ești nebun, unde te-ai angajat? Bă, sunt pompier. Du-te, mă, tu pompier, gen, nici să nu-i departe de mine, de fizicul meu, știi? Mai ales că e și un pic mai mic ca vârstă, dar mi se pare că s-a înălțat mai mult decât mine. Da, mă, și zic, cum n-ai mai ești tu pompier? Domnul, ești nebun, sunt pompier. Și zice prietena lui, iubita lui, ești pompier. E servant pompier, mă, explică-i băiatului că e... Cine știe la ce se gândește? Sunt două lucruri diferite. Servam pompier de pompier adevărat. Adică n-am fost pompier în adevăratul sens al cuvântului. Nu mergeam cu mașină de aia prin oraș să sting focul. E, și îmi explică el că da, mă, uite, sunt la o firmă care are nevoie să țină gen pompierat la anumite companii. Se ocupă de anumite magazine și nu numai. Interesant. Și zice, păi, și ce faci? Faci ceva acolo important așa, adică, nu știu, gen te consumă, că mă gândeam la alternativa să mă angajez și eu, pentru că eram în ultimul an de facultate. Facultatea se făcea online, ceea ce îmi permitea cumva să vorbesc cu angajatorul, dacă îmi permite să intru în unele zile de la muncă pe Zoom, să vorbesc cu profesorii, sau în alte zile nu, dacă nu e necesar. Și zic, hai să-l întreb pe Niță, să văd exact. Îmi spune el acolo prin câteva lucruri așa, prin... octombrie, noiembrie, dar nu mă determină așa 100%. Și nu știu ce îmi vine mie, zic, bă, în anul ăsta încep anul nou, gen, era anul trecut, știi, de-abia, v-am zis, pe 16 ianuarie m-am angajat, încep anul și zic, bă, frate, vreau să mă angajez, oriunde vreau să mă angajez. Nu mai mergea foarte bine YouTube-ul, știți și voi, și îl sun pe Niță, zic, bă, mai e valabil postul ăla de servant pompier? Da, frate, ăștia caută non-stop, că mereu e nevoie. A, bine atunci. Bă, și nu vă garantez, nu vă mint, în două zile am fost angajat. Deci nu știu unde mai te poți angaja așa, hap, gen, imediat. În a doua zi am fost, nu a doua zi, a doua zi m-am dus la, așa zis, interviu. Dar oricum, angajat pe oricine. Bine, nu chiar pe oricine. Și în a treia zi deja am început să mă duc la locul de muncă să văd exact ce și cum. Și în a patra am început, gen, mi-a venit mie rândul, că era în ture, gen, se lucra, știi? Da, mă, și m-am angajat, am stat acolo pentru că îmi plăcea foarte mult, că aveam timp liber, adică eram, dacă vă explic acum, poate o să sune un pic stufos. Stăteam la muncă 12 ore, adică 12 ore trebuia să stau acolo.
dar nu munceai 12 ore, practic munceai, nu știu să zic, vreo 3 ore legate, să zic, dar nu era nici chiar așa, pentru că tu în mare parte stăteai, ca să vă explic ce înseamnă servan pompier, ca să înțelegeți mai bine. Uite, eu am fost repartizat la un, la depozitul unui supermarket, nu o să vă zic ce supermarket sau hipermarket sau așa, dar ca idee, la depozitul unui magazin, unui supermarket din România, depozit foarte mare. Ceea ce se întâmpla în depozit era că erau zone unde era riscul să, nu știu, să înceapă un incendiu, ca în orice casă sau în orice depozit, adică, nu știu, erau anumite substanțe sau nu neapărat substanțe, ci, de exemplu, erau lize care erau electrice și lizele alea de obicei ne făceau probleme. O să ajung și la momentul ăla cu lize, pentru chiar că s-a întâmplat ceva interesant și acolo, adică nu știu dacă interesant pentru voi, dar interesant pentru mine și trebuia cumva să supraveghez depozitul. Aveam anumite bariere de fum pe care trebuia să le verificăm, să verificăm hidranții să nu fie astupați sau încuiați, nu știu, să nu blocheze ceva, nu știu, vreun instinctor, să vină vreun palet de marfă care să blocheze calea, nu știu, de ieșire sau de ieșire de urgență, mă refer. Deci trebuia să supraveghez un pic clădirea prin anumite ronduri. Adică noi odată la o oră trebuia să ne plimbăm prin clădire. Gen, trebuia să facem un rond care dura cam 20 de minute, să zic așa, și trebuia să verifici clădirea. Nu era mare chestie, adică chiar nu era mare chestie, mai ales că mie îmi convenea că luam niște bani și învățam și pentru facultate. Gândiți-vă că eu mi-am făcut licența la muncă, adică oamenii de acolo știu asta, adică am vorbit cu ei și totul e în regulă. Le-am și zis că o să fiu angajat doar pe perioada facultății, pentru că atunci am eu timp de așa ceva. Nu făceam mare chestie, nu trebuia să carc lucruri, nu trebuia să, nu știu, să... Nu munceam fizic, asta era ideea. Și doar mă plimbam prin clădire. Eu, uite, un Audi al meu în spate, dar nu e S-Line. Hai să lăsăm pe băiatul ăsta cu Superman pe mașină. Scrie acolo Superman, uite. E exact ca al meu, numai că nu e S-Line, n-are nici el stopurile alea LED și așa mai departe. Da, mă, băieți, m-am angajat acolo ca servan pompier. Ideea e că erai angajat în ture. Stai așa că nu e așa, că sunt arestați aici. Ah, și-am prins roșu. Nu e nimic. Vorbim și noi acum, ne spunem ce avem pe suflet. Da, mă, băieți, și care era faza? Ca servan pompier lucra în ture, adică erau, să zic, nu știu, erau câte doi colegi, adică nu erai singur, să zic, odată la o oră. Într-o oră mergeai tu un rond, în altă oră mergea colegul tău un rond și tot așa. Lucrai în ture, erai la 12.24, 12.48, sper că n-am confundat, adică erai și de zi și de noapte. Și apoi stăteai două zile și iar erai de zi și de noapte. Adică, practic, dacă stai să te gândești, tu două zile lucrai, două zile stăteai. Și într-o lună, aproape munceai două săptămâni jumătate. Adică o săptămână și jumătate, nu știu, două săptămâni stăteai degeaba acasă, cum ar fi dacă ei să le iei legat. Ceea ce era ok, numai că era salariul minim pe economie. Asta nu era neapărat ok, dar nici n-aveau oamenii cum să-ți dea mai mult, mă gândesc, că nu prea făceai mare lucru, adică nu spuneai capul la contribuție cu absolut nimic, doar că era o responsabilitate destul de mare, mai ales noaptea. Deci noaptea, pentru că lucrai și de noapte, asta era un pic nasol, lucrai și de noapte, tot 12 ore, nu puteai să dormi, adică n-aveai gen ore, gen cum e la armată, știu că ăștia stau la 24 permanențe, cum ar fi, nu la 12 ore, și știu că au și ore de somn, dar noi nu aveam ore de somn. Chiar dacă au fost situații în care colegii mei, din fericire eu nu, au băgat la permanență, adică au stat 24 de ore legate acolo, eu n-am avut ghinionul ăsta, se întâmpla destul de rar când pleca câte un coleg și nu anunța, pentru că erau oameni nesimțiți. Și gen, ei se trezeau, bă, astăzi nu mai vreau să vin la muncă, ești de bun, gata, demisionez și nu-i mai anunț și pur și simplu nu te trezeai cu schimbarea. Pentru că noi, chiar dacă, încă un lucru nașpa, chiar dacă stăteai, până acum v-am zis doar oarecum lucruri nașpa, dar nu sunt doar nașpa, o să vin și la părțile bune. Asta era destul de nasol, că tu, chiar dacă stăteai 12 ore la muncă, în cazul în care... cel care trebuia să te schimbe întârzia, pentru că tu n-aveai cum să lași postul gol. Deci, efectiv, acolo trebuia să fie un pompier non-stop. N-aveai cum să lași postul liber. Te schimbai doar când venea colegul care te schimba pe tine. Sau colegii, că erau doi de fiecare dată. Și asta era așa, pentru că unii întârziau, frate. Nu știu dacă erau nesimțiți ei
sau efectiv aveau ghinionul mereu să întârzie, nu mai mi-explic, dar de-abia așteptam să plec de acolo, să-mi găsesc un loc de muncă unde știu că la ora, nu știu, X stabilit în contract, plec și gata, nu trebuie să aștept altul să vină. Că de multe ori stăteam și 40 de minute în plus, care nu eram plătit pe acele 40 de minute în plus și nu venea schimbul de tură și trebuia să stau acolo până venea X-ulescu, știi? Și era foarte frustrant, pentru că vai, după 12 ore vai să vinși tu acasă, nu mai suportai să stai acolo, știi? Asta era ideea. Dar na, asta e, trebuia să te schimbe cineva și na, puteai să o zici, lasă că îl schimb și eu pe ăsta, când m-a schimbat și el prost, gen îl schimb și eu prost, știi? Stai așa că văd că niște pieton pe aici, femeia asta nu știu, trece, nu trece, uitați-vă și voi. Mamă, s-a gândit, hai că trec. nu-i nimica. Aia, și-a cerut scuze. Doamna nu știa și ce să facă, probabil. Poate te gândeai că lasă că îl schimb și eu pe ăsta prost, că și el m-a schimbat. Dar nu-l schimbai pe ăla, pentru că erau turele așa aranjate încât nu, tu îl schimbai pe altcineva, nu pe ăla care te schimba pe tine. Mă rog, detalii nu tocmai, cred că așa, interesante pentru voi, dar erau frustrante pentru mine, pentru că de-abia așteptam să găsesc un loc de muncă unde nu trebuie să mă schimbe nimeni și să plec la ora stabilită în contract. Sau dacă stau în plus, să fiu plătit pe acea oră în plus, nimic de spus. Gen, na, se întâmplă, da? Dar vreau să fiu plătit, nu? Conform contractului. Bun. Încă un pieton. Și acum hai să începem cu părțile bune, sau amuzante, cum le zic eu. Părțile bune, vă zic că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, pentru că m-a, efectiv, random, n-aveai cum cine să pici, de unde să știi că pici cu colegul X, am picat cu cel mai de treabă coleg. Florin, dacă te uiți la clipul ăsta, să știi că sunt foarte recunoscător pentru că am picat cu tine pe tură. Era un om de nota 2000, bă, un om de la care aveai ce învăța, un om, nu știu, cu experiență. Bă, deci, gândiți-vă că eu eram cel mai tânăr de acolo. Adică nu, de obicei erau oameni pensionari, care, na, jobul ăsta era la pensie, făcut de ei, sau oameni care voiau totul să evolueze, dar era foarte greu să evoluezi din servan pompier, gen să crești, să faci altceva. Dar omul ăsta nu era bătrân, gen avea, nu știu, vreo 35 de ani, estimez eu acum, nu știu, mi se pare că mi-a zis, dar n-am reținut, oricum n-are relevanță neapărat vârsta. Bă, dar ce sar pietonii așa, mă, nu știu, ori sunt eu mai atent așa la alte lucruri aici, să vorbesc cu voi. Ideea este că sunt foarte fericit că am picat cu cel mai de treabă coleg, pentru că am mai experimentat și alte ture și nu toți erau tocmai ok. Adică, într-unii nu prea avea încredere, dar omul ăsta era exact ce trebuie, să zic așa. M-a și învățat câteva lucruri, pentru că na, trebuia să știi anumite lucruri din depozit, anumite bariere care mai declanșau, pentru că asta era faza. Declanșa alarma de incendiu, ca și când e incendiu, deși poate nu era incendiu. Bine, Doamne ajută că n-a fost până acum niciun incendiu acolo. Dar ideea e că na, te speriai că erai responsabil pentru ce se întâmplă în dita mai depozit, unde veneau sute de tiruri, mii de tiruri poate chiar pe zi, descărcau, încărcau, plecau și așa mai departe. Na, era totuși o responsabilitate și chiar el m-a învățat destul de multe lucruri, pentru că am văzut că alți servanți pompieri, când veneau cei alți noi, să zic așa, și ăștia vechi, nu prea le explicau așa ca lumea și nu prea aveau oamenii habar și după vreo săptămână plecau, că nu prea înțelegeau ce se petrece pe acolo și aia era. Dar omul ăsta chiar a fost de treabă. Na, știu că acum a trecut și el la ce și-a dorit, adică gen a evoluat în carieră și mă bucură foarte mult că nu mai este servant pompier și că face ceva ce îi place mai mult acum, dar tot care are legătură cu, oarecum, într-o oarecare măsură cu partea asta. Dar așa legătura n-am mai păstrat-o cu el. Na, poate o să-l sun acum de Flori când o să fie în Paștele și o să mai aflu câteva lucruri, dar vă zic că este un om special pentru mine, pentru că a fost primul meu coleg de muncă, dacă e să o luăm așa. Și cred că o să-l țin minte toată viața, știi, băi, primul tău coleg de muncă. Da, deci asta a fost una dintre părțile bune, să zic așa, norocoase pentru mine. Faze amuzante. Ideea e că oamenii acolo lucrau pe salariu minim pe economie. Erau și oameni care lucrau pe mai mulți bănuți, gen când erau angajați ai depozitului servanți pompieri, dar în mare parte erau și oameni de la țară, pentru că depozitul se afla cumva la periferia Bucureștiului și magazinul prefera să angajeze oameni, nu știu, să zic așa, mai de la țară, care probabil nu aveau pretenții sau nu știu, na, voiau să muncească undeva în apropiere de București, că știau că au șansa să ia un salariu mai mare decât ar putea în comuna lor. Dar, na, erau oameni care sunt mai simpli, asta vreau să evidențiez, oameni mai simpli. Băi, și gândiți-vă că eu în prima lună de muncă am venit cu golful, golf mișto, de seama, lumea pe acolo gen, se uita haos. Unii m-au și recunoscut ca Adelin și nu înțelegeau de ce lucrez acolo pe
salariul minim pe economie, dar le-am explicat, bă, nu mai merge YouTube-ul, eu sunt un om simplu, sincer, nu-mi place să muncesc, de ce stau acasă când pot să iau niște bănuți pentru care nu trag tare aici, adică efectiv, uite, îmi și editez vloguri dacă se poate, îmi și scriu la facultate și după înțelegeau oamenii. Dar gândiți-vă că am venit cu Golful în prima lună, da? După am vândut Golful și am venit vreo două săptămâni cu mașina Cristinei, un Opel Corsa. După ce am vândut Golful și după mi-am luat Audi, deci a treia mașină, am venit cu un Audi nou. După la vreo lună și un pic s-a făcut primăvară și am venit și cu Z4 și oamenii erau, cum naiba servantul ăsta pompier pe salariu minim pe economie a venit cu 4 mașini în 4 luni, adică gen și toate sale lui. Că nu știau ei că am vândut Golful, dar vedeau am venit cu Corsa atâta timp, vreo 2 săptămâni, aproape 3, m-au întrebat și zic, da, măi, mașina prietenii mele. Gen, oamenii erau, wow, cum naiba vine ăsta, gen, servam pompier, salariu minim, cu atâtea mașini, știi, nu înțelegeau ei exact. Da, nu știu, era un feeling, când mai veneau și alții la mine și mă întrebau de mașini, crezând că eu sunt foarte expert cu mașinile, că știu, că le recomand ce să-și cumpere, ce să-și vândă, probleme de mașini, dar oamenii, comunitatea era faină, pentru că erau oameni simpli, oameni naturali, așa, fără pretenții mari, era interesant, dar ăsta era sentimentul așa, un pic, te simțeai un pic altfel față de ceilalți. Era un pic amuzant așa, știi, când îi vedeai cum se uită la tine când decapoteze patru și gen ei, cred că, nu știu, ar visa sau și-ar dori cum visez eu la un Lamborghini, știi, cam, cred că pentru asta e percepția lor pentru Z4, gen, v-am zis, erau oameni simpli, oameni de la țară. Și, nu știu, cumva era un pic nostim, știi, când îi vedea așa, când, cum se uită, mai ales și pe oamenii de la poartă, bă, erau, am prins și la poartă acolo, pentru că era o firmă de pază, am prins și acolo doi tineri, doi puștani așa de vârsta mea, care la fel mă cunoșteau și aveam ce să vorbesc cu ei, dar după au plecat și, fai, s-a stricat treaba, că n-a mai venit nimeni așa de treabă ca ei, aia e. Alte faze de la pompieri, nu știu, hai să mă gândesc, bă, hai să vă zic o fază, nu știu dacă am neapărat voie să o spun, dar oricum nu v-am zis firma unde lucram și nici pentru ce magazin, pentru ce depozit, așa că șansele să am o problemă cu asta sunt minime, pentru că nu se știe, n-am publicat nicăieri faptul că am fost pompier, deci e în regulă și e safe. O fază dubioasă era că tu erai responsabil, gen chiar aveai o responsabilitate foarte mare față de ce se întâmpla în clădire și în curtea depozitului. Ideea este că, bă, da, vine salvarea aia și mă bruiază fix în drumul meu, bine. Dar nici nu se grăbește, merge cu viteza minimă aici, de bun. Gen, eu am mers mai tare pe aici decât merge salvarea. Dar nu știu unde vrea să se ducă, bosule. Ha, dacă mergi mai tare ca mine, te las, dar până atunci nu știu unde vrei să te duci, nu știu unde vrei să o apuci. Eu fac stânga aici, face și ea stânga, dar uite că se duce pe acolo. Hai că e bine. Am scăpat de ea? Sau nu? Gata, mă, hai că putem să vorbim, să stăm liniștiți și că nu ne mai bruiază sunetul. Băi, destul de liber, să știi, nu știu, mă așteptam să fie mai aglomerat. O fază nasoală a fost că declanșau alarmele alea foarte des, adică gen chiar declanșa alarma ca și când ar fi o reală problemă, știi, gen cu depozitul, gen că, bă, trebuie să te duci să cuplezi furtunul și să stingi focul. N-a fost cazul, dar în primele luni chiar era un pic speriat când auzea alarma aia, că se auzea, bă, alarmă, haos, tare de incendiu, gen că ia foc clădirea. Mi mai vedeai și pe alții panicați pe acolo prin depozit. S-au întâmplat mai multe faze, da? Una așa să vă povestesc a fost când a bubuit efectiv bateria unei lize, de zici că a dat cineva cu o bombă de aia din Counter-Strike în depozit. Bă, așa de tare s-a auzit BOOM! Ce ai, mă, că n-am auzit așa ceva la niciun revelion. Tu știi cât de tare s-a auzit? Nu pot să vi-o descriu. S-a auzit, gen, efectiv, zici că exploda clădirea. Deci, n-am, deci o bliză de aia electrică e foarte periculoasă. Și ideea este că depozitul în sine, bă, cred că nu voiam să mai investească bani în lize, pentru că erau lize de-astea vechi, bă, vechi, de curgea din ele lichid ăla. Ta, mă, deci, nu pot să-ți explic, erau unele, deci, ți-era frică să mergi că simți, ți-ai că mor. Bine, noi nu mergeam cu lize, dar zic așa la ăștia care le foloseau. Și a bubuit tot asta o liză, gen, efectiv ne-am speriat, a fost un șoc așa și alarma, vă dați seama, toate combinate. Încă un lucru nașpa a fost că, da, așa, noi trebuia să supraveghem și curtea exterioară. Și în curtea exterioară era bazinul de apă, gen bazinul în care na, era nevoie să intervină sistemul ăsta cu stingerea incendiului, știți prin ce zic, și
pe acolo erau și niște pompe de apă. Uite bă că am dat de salvare, mă, și s-a oprit aici, ești nebun. Mamă, și ăsta e drumul meu către muncă, mai în față fac dreapta. Sper că nu stă mult. Anyway. Și efectiv trebuia să supraveghem și pompele alea. Noi era o cameră unde trebuia să cobor pe o scară de aia metalică, trebuia să cobor vreo, nu știu, vreo 6-7 metri să estimezi așa în pământ. Și cumva trebuia să faci asta periodic, de fiecare dată, atât ziua cât și noaptea. Bă, și într-o noapte au folosit pompierii hidranții să curețe pe la, era zona de reciclare unde erau, mai mereu era mizerie pe acolo, gen era, să zic, fructe strivite, mirosea ghienă de gunoi acolo, deci făceai hepatită dacă stăteai mult pe acolo, nu știu cum munceau oamenii aia pe acolo, deci era ca o ghienă de gunoi și na, trebuia să folosească hidrantul ca să stropească, știi, și au folosit hidranții cam toată ziua și au curățat pe acolo pompierii, hai dau asta mai încet. Și cumva s-a golit tot rezervorul ăla și pompa trebuia să alimenteze. Mamă, dar ce aglomerație e, nu? Mai devreme ziceam că e liber. Dar până aici chiar a fost mișcabil, să zic așa, traficul. Și cumva trebuia pompa aia să alimenteze din nou bazinul cu apă și nu știu ce s-a întâmplat. Eu n-am știut că au folosit ăștia pe timp de zi hidranții, nu mi-a zis nimeni, am aflat după, știi? Și cumva n-am mai coborât, că cum se... Na, ca să vă zic așa, nu făceam toate lucrurile cum trebuiau făcute ca la carte, dar nu prea te verifica nimeni. Și n-am coborât în seara aia la pompa aia de apă. Bă, și a fost nașpa, pentru că aia a mers în gol și cumva s-a stricat. Și cumva trebuia să ne luăm noi, să ne asumăm vina asta, știi? Și pompa aia n-aia, cred că era vreo 30.000 de euro, adică era uite mai pompa. Până la urmă a plătit-o magazinul respectiv, supermarketul respectiv, că nu era chiar vina noastră, că ea s-ar fi stricat oricum. Pentru că avea o vârstă și a cedat și s-a demonstrat că oricum ar fi cedat mai devreme sau mai târziu, că era veche de nu știu câți ani. Dar, na, au fost așa moment de tensiune în care te simțeai un pic cu musca pe căciulă, că s-a uitat lumea pe camere, a văzut că nu te-ai dus la pompa aia. Na, îți dai seama, eram și eu primul meu loc de muncă, ăștia săreau cu ura pe mine, pompierul. Da, lumea pe acolo te striga pompi, când te striga câte un pompi. Era așa, era clar, trebuie să te duci repede, că s-a întâmplat ceva. Da, mă, păi, bă, a fost o experiență faină. Alte lucruri nașpa, na, v-am zis, salariul minim pe economie, faptul că lucrai în ture, puteai să pici, bă, deci am picat și de Paște acolo, am făcut Paștele acolo. Nu vreau să-mi imaginez dacă făceam Crăciunul și Revelionul, bine că n-am stat până acum. Deci dacă prindeai Crăciunul și Revelionul, nu puteai să știi cum pici, știi, gen efectiv picai în ture, cum se nimerea. Și puteai să pici de Crăciun, puteai să pici de ziua ta, puteai să pici de Paște, de ziua mamei tale, nu știu, zic așa, o chestie de ziua iubitei, nu puteai să ții liber, decât puteai cumva, dar dacă era Crăciunul, Paștele, Revelionul, nu-ți făcea nimeni schimb ție de tură ca să stai tu de Paște acasă sau de Revelion, știi? Adică mai putea să faci schimb de tură, să zic, dacă vrei tu să fii liber de ziua iubitei tale, să zic. Na, nu era și ziua iubitei altui coleg fix atunci, știi, sau mă rog, ca soției. Și ziceai, bă, uite, vreau și eu să stau liber, fac un grătar cu prietenii. Lucrează tu și lucrezi eu în locul tău, știi, gen, făceai schimb de tură. Dar na, dacă era o sărbătoare și voiai și tu să fii liber, nu era nicio zi liberă, adică n-aveai zile libere de-astea gen, de la stat, cum ar fi. Și concediu, eu nu mi-am luat, gen, mi-au fost plătite zilele de concediu. Mi se pare că mi-am luat 3 zile de concediu, ceva de genul, că am vrut să plec la Cluj. Atunci când mi-am luat Audi, că eu atunci lucram la pompieri când mi-am luat Audi și am vrut să-mi iau 3 zile libere. Plus alea două de schimb de tură, deci am avut aproape o săptămână, știi? Nu de schimb de tură, de decalarea turelor, că două lucrai, două nu. Hai că aproape ajung și eu la muncă. Sper că, na, v-am împărtășit un pic din experiența mea, să știți că mie nu mi-e rușine să recunosc, mie îmi place să muncesc și acum, na, dacă e vorba de... Mamă, uite pe ăsta ce a deschis ușa, bă, băiatule, ce m-a surprins. Nu se uită și lumea în oglindă deloc. Mie îmi place să muncesc și nu mi-e rușine cu ce am făcut, adică na, că am lucrat ca servan pompier, poți să o iei un pic că ai lucrat ca paznic, dar nu e chiar așa, că nu păzeam nimic, doar trebuia să-mi fac rondurile și apoi stăteam pe YouTube și meditam sau, nu știu, îmi scrieam la licență și așa mai departe. Na, mai erau chestii în care lumea vedea că am avut bani în trecut sau, mă rog, că am ceva bănuți, când vedeau că aveam iPhone 12 care a apărut de 2 luni sau că aveam AirPods-uri sau smartwatch sau că veneam cu MacBook-ul la muncă seara ca să mă mai relaxez un pic, că na, seara era mai liniște. Na, mai erau faze de astea așa în care te simțeai un pic diferit față de ceilalți și că te privesc cumva ciudat ceilalți,
Dar na, a fost fain, mi-a plăcut, dar na, cumva așa de-abia așteptam să se termine, pentru că am lucrat acolo doar pe perioada facultății, că îmi permitea să iau niște bani și să-mi fac și licența, știi, să-mi învăț, să-mi scriu, și asta a fost fain. De asta recomand tuturor, dacă n-aveți ce face pe acasă, să căutați un loc de ăsta cu servan pompier, că nu e mare bătaie de cap. Trebuie să faci un curs, că na, nu poți să fii servan pompier peste noapte. Trebuie să faci un curs de pompierat de ăsta, dar nu e foarte scump, 600 de lei, durează vreo săptămână parcă, sau două săptămâni, nu mai știu, dar nu te duci în fiecare zi. Te duci de vreo 3-4 ori în două săptămâni, mi se pare. În orice caz, merită, dacă n-aveți ce face și stați acasă degeaba, mai ales dacă sunteți acum la început de drum, cumva vă formați așa ca și indivizi în societate. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Nu uitați, ne vedem săna viitoare la un nou clip cu locul de muncă unde am fost, agent de vânzări. Pentru că după pompieri am făcut Glovo și după Glovo agent de vânzări și după ce fac acum. Poate o să ajungem să vorbim și despre locul unde lucrez acum, dar vă zic că e marfă și îmi place că fac exact ce știu cel mai bine și na, nu simt că muncesc neapărat, știi? Adică asta făceam oricum și pentru mine, doar că acum o fac pentru altcineva. Astea fiind spuse, nu mai lungim, eu am fost The Link, ne revedem săna viitoare. Apăsați pe butonul de like dacă vreți mai repede să apară episodul cu agentul de vânzări unde vindeam aspiratoare. Și lăsați-mi și un comentariu acolo despre alte sugestii pe care ați vrea să le abordăm în clipurile noastre de POV Car Vlog. Eu am fost The Link și vă salut pe voi toți. Ciao, pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y The Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!